De aceea tinerii care au trăit mai multe relații, care s-au destrămat, ajung în neputința de a se mai îndrăgosti. Nu mai pot să-și asume o relație. Inima lor este împietrită și după aceea tot ce se mai poate face este doar o înțelegere, o târguială. Vedem dacă ne convine sau nu, dacă corespunde așteptărilor și pretențiilor noastre sau nu, dar aceasta nu este dragoste, aceasta este târguială. Când iubești, nu te mai gândești, îți asumi toate riscurile, orice s-ar întâmpla, și la bine și la rău, mergi cu cel iubit până la capăt, până la moarte. Deci dragostea nu este târguială, nu este înțelegere, ci dragostea este un miracol, este o minune. Este asumare responsabilă și în fața lui Dumnezeu, dar și în fața oamenilor. De aceea, biserica atrage mereu atenția tinerilor să nu-și cheltuiască tinerețea în desfrânare, pentru că desfrânarea îmbolnăvește și trupul și sufletul. Desfrânarea împietrește inima, paralizează în noi puterea de a iubi. Să reținem așadar, iubiții mei, în această duminică, acest mesaj foarte puternic, că dragostea nu înseamnă nici putere și nici plăcere. Dragostea înseamnă slujire și dăruire jertfelă. A Domnului nostru Iisus Hristos e slava, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor.